Străveche vatră de cultură și civilizație, Filiașul a dat de-a lungul timpului numeroși oameni de seamă. Istoria locului este una însemnată și mulți dintre locuitorii de aici s-au jertfit în toate luptele susținute pentru neatârnarea neamului. Iar pentru asta, actualii filieșeni le cinstesc memoria. Printre aceste figuri de seamă ale locului se numără frații Racoțeanu. Urmași ai unuia dintre eroii căzuți pe front, frații Racoțeanu au avut ei înșiși o astfel de soartă, dându-și viața pe frontul celui de-al doilea război mondial. Se întâmpla la începutul anului 1945, iar acum, când s-au împlinit 70 de ani, edilii orașului au organizat o ceremonie de comemorare a acestor frați care au devenit în Filiaș embleme ale eroismului. Consiliul local și eu personal insistăm de foarte mult pentru a ne cinsti eroii care s-au jertfit pentru orașul nostru, pentru țara noastră, în diverse momente ale vieții. Frații Racoțeanu au fost niște oameni reprezentativi pentru orașul Filiaș. Ei s-au născut, au învățat, au copilărit și au murit pe frontul din al doilea război mondial cu gândul la orașul Filiaș, la, de fapt, satul Filiaș, cum se numea atunci. Avem în gând multe activități și trebuie să vă spun că în permanență, din fondurile puține pe care le avem, încercăm să aducem în memoria oamenilor, memoria cetățenilor orașului Filiaș, nume de renume. Așa cum știți, din orașul Filiaș au plecat multe personalități. Multe personalități care întotdeauna vin în oraș cu drag. Acest grup statuar se află amplasat în fața școlii generale. Credeți că pentru copii este un mod în care și să cunoască istoria Filiașului? Da, sigur, este normal, este absolut normal. Ei se vor întreba de fiecare dată cine au fost frații Racoțeanu, ce au făcut. Și, așa cum s-a vorbit și în sală, au fost unii dintre elevii cei mai silitori ai satului Filiaș, ai orașului Filiaș. Așa cum spuneau invitații noștri de seamă, ei au fost premianți începând din școala generală până când au terminat școlile militare. Și înseamnă că sunt și un model pentru copiii de astăzi. Vor deveni un model, atât frații Racoțeanu, cât și celelalte personalități de care vom aminti cât de curând. Evocarea s-a desfășurat în sala de festivități a școlii generale și a început cu un recital al corului școlii gimnaziale, condus de profesorul Damian Negoescu. Invitații, membrii ai asociațiilor care urmăresc promovarea cultului eroilor, au vorbit despre familia Racoțeanu și despre însemnătatea jertfei lor pentru localitatea Filiaș. Comemorăm astăzi, 25 februarie, 7 decenii de la jertfa supremă a fraților Racoțeanu. Ne dorim ca această manifestare omagială să devină permanentă. În ceea ce privește Asociația Cultului Eroilor, ne afirmăm întreaga noastră disponibilitate în acest sens. Știm cu toții că frații Racoțeanu sunt eroi ai Filiașului, aparținând olteniei noastre istorice, dar mai presus de patriotismul local, ei sunt eroii noștri naționali.
născuți la Filiaș și, așa cum bine știm, în vremurile tulburi ale primului război mondial. Ceea ce a făcut ca cei doi frați să nu aibă parte de o copilărie liniștită. În anul 1917, când Nelu avea doar 2 ani, se năștea și Costel. Dar în acel an a murit tatăl lor, Grigore Racoțeanu, fiind așadar primul erou al familiei Racoțeanu. Peste numai 3 ani, o altă nenorocire avea să se abată asupra lor. Le-a murit și mama, au rămas în grija mătușii Maria Mecu, cea care i-a iubit ca pe proprii fii. Așa cum bine s-a prezentat aici, și-au făcut școala începând la Filiaș, unde și-au uimit deopotrivă colegii și dascălii cu pasiunea lor pentru învățătură și pentru carte. Citeau tot ce le cădea în mână acești copii. A urmat apoi o etapă importantă în viața lor, și anume examenul de admitere la Mănăstirea Dealu din Târgoviște. Trebuie să subliniem și să remarcăm, să scoatem în evidență că Nelu a reușit pe locul întâi. Pe locul întâi a intrat cu bursă de la început. A avut grijă ca în vacanțe să-și mediteze fratele care dorea să devină și el elev al liceului militar și peste numai 2 ani l-a însoțit la examen și a intrat și Costel cu bursă de merit la acest prestigios liceu militar din Târgoviște. Dedicându-se studiului, frații Racoțeanu au făcut permanent parte din elita liceului militar. Nelu a fost de la început și până la terminare a fost șeful clasei. De altfel, după ce s-au transferat la liceul militar din Craiova, să vă mărturisesc că în dimineața acestei zile, venind de la Craiova, am fost primiți în, la liceul CFR, fostul liceu militar, care anul acesta împlinește 130 de ani de la înființare, și am pășit cu emoție la gândul că acești doi eroi ai noștri au absolvit liceul militar acolo, pentru că între timp s-au transferat de la Târgoviște la Craiova. Nelu a fost șef de promoție, iar Costel s-a numărat și el printre premianții examenului de bacalaureat. Doi frați, așadar, doi frați, doi elevi eminenți, cu calități intelectuale remarcabile, pe care nu întâmplător pașii îi purtau în vacanță în vecinătatea Filiașului, la Țânțăreni, pentru a vedea locurile unde și-a instalat Tudor Vladimirescu tabăra, la Florești, unde admirau conacul în care a stat Mihai Eminescu și a scris Freamă de codru, atât de fragedă, Rugăciunea unui dac, și se pare că tot atunci a finalizat și poemul Scrisoarea a treia. Aventura acestor doi minunați copii continuă și s-ar putea numi așa cu episodul al doilea, de la Câmpul Cerbului la Câmpul Mare. Astfel, setea de cunoaștere și dragostea de carte i-au determinat pe exploratorii noștri, cum îmi place să-i numesc eu, să se urce în tren la Filiaș și să coboare la Târgu Jiu, de unde au descins pe jos, ulterior în căruță, până la Vladimir, satul lui Tudor, apoi prin Târgu Jiu până la Tismana, să revadă locurile unde George Coșbuc revenea vara și unde scria și a scris o bună parte din poeziile sale, pentru că aici își găsea liniștea și inspirația necesară. Viața merge înainte și bravii noștri absolvenți de liceu urmează pe rând cursurile școlii pregătitoare de ofițeri de un an la București și școala de ofițeri de artilerie de la Timișoara. După finalizarea studiilor militare, aveau să devină destoinici artileriști, purtând cu mândrie și demnitate pe umerii lor gradul de sublocotenent.
și conform regulamentelor în vigoare, primii trei absolvenți aveau posibilitatea să-și aleagă garnizoanele. Deloc întâmplător, Nelu a ales să meargă la Cluj, iar Costel a optat pentru regimentul nou artilerie din Craiova. Atrași în vâltoarea celei de-a doua conflagrații mondiale, frații Racoceanu au participat, așa cum bine s-a prezentat aici, mai întâi pe frontul de Est, la luptele din Est, unde Nelu a căzut prizonier, iar Costel a fost grav rănit de o schije la plămân. Totuși, la începutul anului 1945, îi găsim angajați în lupte pentru eliberarea teritoriului Cehoslovaciei. Din păcate, pe 14 ianuarie, șeful artileriei regimentului 3 infanterie, capitanul Racoceanu Ion, care se afla în fruntea subordonaților săi, a fost pentru anihilarea trupelor din zona localității Dolstrahai. A fost lovit de o rafală de mitralieră și, după ce și-a strigat de trei ori fratele, a închis pentru totdeauna ochii. Maiorul post-mortem, Racoceanu Ion, decorat pentru meritele sale cu Steaua Roșie și Ordinul Mihai Viteazul, a fost al doilea erou al familiei sale. Tragedia pierderii fratelui a însemnat pentru locotenentul Racoceanu Constantin începutul sfârșitului. A fost profund afectat, astfel încât în dimineața zilei de 25 februarie 1945, exact acum 70 de ani, spunem cu emoție chestiunea asta, bateria sa de aruncătoare executa trageri pentru sprijinul infanteriștilor în apropierea localității Oremov-Laz. Sfidând moartea care îl pândea la fiecare pas, era conștient că pericolele sunt în preajmă, capitanul Racoceanu a fost lovit de schigea unui proiectil, rămânând și el fără suflare. Capitanul post-mortem Racoceanu Constantin, decorat și el cu Steaua Roșie și Ordinul Corona României cu spade, a fost al treilea și ultimul erou al familiei sale. Acest ofițer a lăsat în urma sa o tulburătoare scrisoare adresată prietenei sale din Craiova, pe care subordonații săi, împietriți de durere, i-au găsit-o în buzunarul vestonului din dreptul inimii sale. Dacă mă aveți răbdare un pic, mi-aș îngădui să dau citire. Când vei primi această scrisoare, nu voi mai fi în viață nici eu. Moartea lui Nelu m-a zdrobit. Cu toate eforturile mele, n-am mai putut suporta această tragedie. Moartea fratelui meu a venit ca un buzdugan care m-a lovit în frunte. A fost o lovitură năpraznică de moarte, lovitură care s-a adăugat în cele care sunt cunoscute. Nu m-am putut mângâia nici la gândul că fratele meu a murit eroic, cu fața la dușman. A fost ucis de un snop de mitralieră, ca și tata la Mărășești. Cei din jurul meu au căutat să mă îmbărbăteze. Nu puteau însă să învie un erou. De când a murit Nelu, eu sunt mort printre cei vii. Simt că voi cădea și eu și tot cu fața la dușman. Singura mea dorință este ca jertfa noastră să nu fie zadarnică. Amândoi au fost absolvenți ai școlii generale de acolo din apoia benzinăriei. Amândoi au fost elevi de excepție, de nota 10 totdeauna. Ca o dovadă este că eu am foile matricole ale celor doi și o să le donez asociației nou înființate, nou relativ nou înființate, precum și imagini de la școala militară de la Dealul, de la liceul militar de la Craiova, de la școala de ofițeri la Timișoara și din perioada de stagiatură, spune, a lui Ion Racoțean de la Cluj. Sunt născut în satul ăsta, îmi iubesc localitatea, satul în care m-am născut și m-am preocupat, am de-a rândul inclusiv și de viața eroilor Racoțeanu.
Ion Racoțean a rămas orfan la 5 ani, tatăl lui a murit în primul război de independență, război mondial, pardon. Așa arăta imaginea unui ostaș, a spune de excepție, care a fost tatăl lor, al lui Ion Racoțean. Îi datorăm și lui recunoștință veșnică, înscriindu-se printre eroii neamului din satul nostru. Deși sărbătorim în mod special astăzi pe Constantin Racoțeanu, care arăta așa în uniforma de elev de liceu militar, aș vrea să insist mai mult asupra, fără a-i despărți ca valoare, asupra Ion Racoțeanu, maiorul Ion Racoțeanu. Spun acest lucru pentru că Ion Racoțeanu n-a fost un ofițer obișnuit, ci un ofițer de excepție, în sensul că, din prizonierat, a făcut parte în grupul de inițiativă a înființării diviziei Tudor Vladimirescu, la un loc cu generalul Teclu și cu alți ofițeri de frunte ai armatei române. Știți bine că s-a mai și spus aici cum au murit, cum și-au dat viața. Primul a căzut Ion Racoțeanu, într-un atac de infanterist aproape, de la artileria care comanda, iar fratele lui a căzut mai târziu pe afetul unui tun. De foarte mulți ani, pentru că au trecut foarte mulți, primăria orașului Filiaș, atunci a comunei, a inițiat o acțiune de înființare sau de, a unei case memoriale fraților Racoțeanu. În acest scop, la vremea aceea, am luat legătura cu generalul Ion Coman, care era lucțitorul politic al armatei române, și am obținut aprobarea să luăm de la Muzeul Militar Central, a spune, armele de recuzită, pistoale Beretta, sabie de artilerist, uniforme și alte lucruri. A fapt cu excepția draperului diviziei Vladimirescu. Le-am luat la Filiaș, dar a venit cu tremurul din 74. Cu tremur că a afectat efectiv foarte mult Muzeul Militar Central. Atunci cei de la București ne-au cerut să redăm cele obiectele luate înapoi la minister. Profit de această ocazie, care este foarte solemnă după mine, să adresez rugămintea domnului primar și conducerea Asociației Frații Racoțeanu să revină la această idee, pentru că avem cu ce orna, în ghilimele spus, această casă de memoriale. Eu mai am multe obiecte de la familia Racoțeanu, pot să le donez și le și donez chiar dacă nu se va înființa această casă memorială. Un ofițer din Țânțăreni, îl cheamă Ion Dulămiță, scriitor, dar și ofițer, ofițer în detașamentul de moți Avram Iancu, coleg de clasă cu frații Racoțeanu, a scris o carte. Cartea a apărut în colecția aceasta. O carte scrisă cu multă simțire, cu mult adevăr, cu multe amănunte din viața celor doi frați eroi. Aș propune fundației să reediteze lucrarea, pentru că eu am recit zilele trecute și are foarte multă adresabilitate către elevi. Se insistă în ea asupra vieții lor de elevi, care a fost foarte, foarte, cum să spun eu, foarte, foarte bună, cu rezultate foarte bune. Într-adevăr, ideea de a republica această carte a lui Ion Dulămiță este excepțională. De ce? Pentru că ar fi bine pentru tinerii noștri și poate și pentru noi ceilalți mai în vârstă să știm că au fost numiți eroi nu doar pentru faptul că s-au stins departe de țară. S-au stins până la urmă luptând pentru noi, cei care suntem astăzi aici și cei care vor veni după noi. Ci au primit distinții pentru faptele lor înainte de a se stinge. Din carte se poate vedea faptul că înaintarea în grad de maior a eroului nostru Ion Racoțeanu a fost hotărâtă înainte de moartea lui. Dar pentru că moartea l-a luat prea devreme, i-a fost acordată post-morte. Îngăduisem să felicit
în calitatea mea de președinte de onoare al Asociației Cultului Eroilor Dolci, în calitatea mea de ambasador și scriitor, primăria orașului, Asociația Frații Răcoțeanu, școala gimnazială de aici, care împreună cu asociația noastră a eroilor, organizează acest simpozion. Nu e nimic mai frumos, n-aș vrea să-l parafrazez pe Miron Cosin, și sublim decât să sărbătorim eroii. Noi facem o incursiune în istorie. Marele istoric, patriot, la 1804 Nicolae Bălcescu, spunea: cartea de istoria este cartea de căpătăi a românilor. Și cei care ne-am adăpat din paginile de istorie, nu uităm trecutul pe oamenii care au creat-o. Pentru că istoria nu este o carte statică, ci este una dinamică, arată eforturile și sacrificiile pe care le-a făcut poporul român, eroii. Iată ce frumos a intitulat acest simpozion: Comemorarea a 70 de ani de la jertfa supremă pentru apărarea neamului românesc a fraților eroi Ion și Constantin Răcoțeanu. Întâmplarea face, sau poate nu întâmplarea, și dumneavoastră v-ați gândit, că astăzi, 25 februarie, la orele 8, s-au împlinit exact 100 de ani de când unul din eroi, Constantin Răcoțeanu, trecea în lumea dreptilor spulberat de o obuz. El murea la 3-4 săptămâni după fratele său Ion, maiorul Răcoțeanu, și astfel au devenit eroi legendari ai țării, ai orașului Filiaș. E o mândrie că putem să îi sărbătorim astăzi, să îi comemorăm. Și poate că e prea puțin, dar în orice caz e o cinstire pentru care organizatorii și domnule primar vă felicit din toată inima pentru ceea ce s-a făcut. Noi nu trebuie să uităm absolut nimic din ceea ce a fost nobil în viața poporului nostru. Eu am umblat în lumea asta în calitatea pe care am avut-o de 55 de țări ale lumii. Prin calitatea pe care am avut-o, aș vrea să dau exemplu numai în Statele Unite ale Americii, când eram guvernator al României la Fondul Monetar Internațional și guvernator la Banca Mondială, am fost invitat la festivități în cimitirul Arlington. Acolo sunt înmormântați președinții Statelor Unite ale Americii, dar eroii americani. Nu vă spun cât de mândri se simt americanii când văd arborând steagul lor. Îl poartă ostașii la mână. E o lege că steagul american, dacă noaptea este ridicat undeva și nu e iluminat, să-l coboare și să-l ridice a doua zi în lumina zilei. Adică să nu stea în umbră, în întuneric. Ce am observat acolo, la mormântul eroilor, că despre eroi vorbim astăzi, aici la Filiaș, armata, marina militară cu care americanii se mândresc, păzesc 24 de ore monumentul eroilor. Asta e un lucru foarte frumos. La noi încă
în România la mormântul eroului necunoscut nu este o pază permanentă. Sigur, arde o flacără veșnică și este bine. Este bine. Dar nu-i destul de suficient. Cu toții avem datoria să transmitem generației viitoare strigătul de durere al eroilor și martirilor neamului nostru. Sacrificiul lor pentru apărarea gliei străbune, testamentul lor, dragostea pe neam și țară. Nicolae Iorga spunea, neamul rămâne etern prin cultul eroilor, iar Regina Maria spunea, printre altele, că știți mai multe de câte ori s-a adresat Regina Maria și a spus, spunea, cinstiți pe aceia care pentru țara lor au căzut. Pomenirea lor este o fală pentru veacurile ce vor veni. Ceea ce faceți dumneavoastră acum este într-adevăr o fală. Domnul primar și toți dumneavoastră locatarii ați făcut un lucru mare. Mi-a părut foarte bine cum copiii au spus aceste poezii și tot ceea ce a prezentat aici a spus domnul ambasador. Dar eu în încheiere aș vrea să vă arăt că trebuie să spunem, așa cum spunea poetul Nichita Stănescu în poezia, să nu-l uitați pe cel căzut în război. Să nu-l uitați pe cel căzut în război. Lăsați un loc liber la masă, așa cum ar fi viu printre noi, așa cum ar sta cu noi la masă. Să nu-l uitați pe cel căzut în război. Strigați-l din când în când pe nume, așa cum ar fi viu printre noi și el va surâde în lume. În finalul manifestării a fost dezvălit un monument care completează ansamblul situat în fața școlii generale, ansamblu care mai cuprinde busturile celor doi eroi și două tunuri. Se sfințește crucea aceasta, cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aceasta, cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și aceasta, cu aceasta presfințită, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, Dumnezeule cel ce vine cu Dumnezeu toate și binecuvintează moștenirea ta, biruință, bine credincioșilor creștini, asupra celui protrivnic.